Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv pe NTCD Făgăraș. Asemeni tuturor formațiunilor politice, se află în plină campanie electorală. Candidații la funcția de primar pentru Făgăraș și de Consiliul Local spun că derulează o campanie cinstită și onestă, cu mijloace eficiente și cu țintă către oameni, atât prin mesajele politice cuprinse în afișele de campanie, cât și prin vizitele pe care le fac diferitelor categorii sociale din oraș. Stăm de vorbă acum cu candidatul la funcția de primar din partea PNCCD, domnul inginer Constantin Popa. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și cu Mihai Maga, consilier local și candidat în viitorul Consiliu Local, tot din partea PNCCD Făgăraș. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mai întâi, domnule Popa, vreau să dezvoltăm puțin logo-ul dumneavoastră de campanie, care poate fi citit de făgărășeni pe afișajul electoral, care mi se pare interesant. Vă ascult! Îmi pare nespus de rău că trebuie să încep cu o, cum să spun, o alegație vis-a-vis de faptul că acest slogan al meu a fost înțeles de marea majoritate și de mai puțin cei care fac presă, așa zisă presă. Am spus așa zisă presă pentru că sunt destui care sunt neaveniți în presă și care nu știu nici măcar reguli gramaticale. Eu pe acest slogan am pus niște semne de punctuație. Aceste semne de punctuație se referă la faptul că nu e tot una să citești un slogan cursiv sau să te oprești, să pui semnul exclamării când trebuie și să pui puncte când trebuie. Ce am vrut să spun cu asta? Ca să revin la subiect. Am vrut să spun că de-a lungul unei vieți am fost în stare să îmi creez un asemenea statut și o asemenea situație, atât profesională, cât și familială, cât și din punct de vedere al relațiilor interumane în acest oraș în care m-am născut și am crescut, încât nu mai am nimic de realizat în continuare. Nu trebuie să-mi fac nici casă, nici mașină, nici să-mi aranjez copiii. Copiii sunt aranjați, nepoții la fel. Și am vrut să transmit spre electorat un mesaj că îmi revine o sarcină deosebit de onorantă de a-i reprezenta într-adevăr pe ei și voi fi pentru ei pentru că am timp să mă ocup de ei. De ei, când spun de ei, spun de electorat, de oamenii pe care urmează să-i reprezint. Dacă n-aș fi făcut acest lucru, dacă aș fi pornit de la premisa că trebuie să vă spun acest lucru, în momentul în care ești numit sau când ești ales într-o funcție oarecare, îți asumi o răspundere. Și nu merge să mai, după aceea, să vii să dai fel și fel de explicații de ce n-ai făcut aia sau de ce n-ai făcut aialaltă. În momentul în care te-a ales cineva, din două una, ori ai știut ce te așteaptă și dacă ai știut ce te așteaptă, atunci ți-ai asumat răspunderea și iei în piept totul și nu mai dai vina pe nimeni, ori n-ai știut ce te așteaptă și atunci înseamnă că prostește te-ai băgat într-o cursă în care nu mai ai ieșire. Și nu mai știi ce să faci. O să zic eu logo-ul, pentru că avem foarte multe de discutat și nu vreau să dezvoltăm prea tare subiectul ăsta. Mi se pare logo-ul foarte interesant, mesajul voi fi numai pentru voi, pentru mine am fost. Da, asta am vrut să spun și dacă vreți, dezvolt în continuare. Nu mai am nimic de realizat pentru mine, fără a fi ipocrit și fără a fi fariseu. Nu. Eu sunt un tip realizat, am tot ce-mi trebuie și vreau că, dacă vorbim stricto senso, în momentul în care, Doamne ajută, să ajung primar, da, o să trebuiască să renunț la ceva, ori la salariu de primar, ori la salariu, ori la pensia mea, nu? Mă bucur că ați explicat acest lucru. Foarte pe scurt, câteva date personale. Da, sunt încă inginer mecanic, am terminat facultatea la Cluj, am lucrat 3 ani la Cugir, am lucrat 32 de ani în combinat, am avut o secție unicată în lume, ceea ce am făcut eu, n-a făcut nimeni, eu. Eu cu oamenii mei, că eu am fost reprezentat de acești oameni, pentru că fără ei n-aș fi fost nimic. Am avut un colectiv extraordinar, care am realizat niște produse placate care
au făcut faima combinatului chimic Făgăraș, s-au folosit la industria energetică din România, respectiv centrala atomoelectrică de la Cernavodă, la uzina de apă grea de la Turnul Severin, în industria luminului, industria farmaceutică, alimentară și așa mai departe. Într-un cuvânt, dacă aș putea spune, am realizat tot ce mi-am propus, am făcut vreo 6 invenții, am fost decorat de 2 ori cu ordine ale României, n-are importanță al cărui regim, înseamnă că activitatea mea a fost apreciată. Cam atât. V-ați prezentat, asta era și de dorit, pentru făgărășenii, o parte dintre făgărășenii care nu vă cunosc, lângă dumneavoastră candidează și consilier, o listă de consilieri. Aș vrea să îl rog pe Mihai Maga să prezinte puțin lista consilierilor locali și să înceapă cu el, da, cu jurnalistul Mihai Maga, cu șef serviciu administrativ la spital. Da, majoritatea, sau o bună parte a populației deja mă cunoaște. Lucrez de 36 de ani la Spitalul Municipal Făgăraș. Am pornit-o datorită unei conjuncturi deosebite pentru mine în regimul trecut, după ce am terminat ca premiant la Radio Negru. O bună perioadă n-am putut munci decât necalificat. Și am luat-o de jos la spital, prima dată ca infirmier, și am parcurs toate etapele. După Revoluție am reușit să fac facultatea și am ajuns până la funcția de director administrativ. În momentul de față, deoarece această funcție, printr-un decret de a lui Boc, s-a desființat, în toate spitalele din țară ocup funcția de șef serviciu administrativ. 36 de ani am muncit zi de zi cu toată dragostea în spital pentru binele populației. Logo-ul consilierilor locali de campanie este Făgărașul, este casa noastră, și asta, prin asta am vrut să demonstrăm că noi toți locuim în Făgăraș și toți trebuie ca așa cum muncești într-o casă, să muncești pentru binele ei. Iar celălalt jos este pentru cinste și dreptate în politică. Și vrem, și în acești 3 ani cât am fost consilier, am vrut să demonstrez că politica se poate face și curat, fără afaceri dubioase, fără șmecherii, ținând cont de voința electoratului. Așa cum am mai spus-o de multe ori, n-am luat absolut nicio decizie în Consiliul Local fără să mă consult cu electoratul. Punctual, când a fost vorba de o persoană sau cu o colectivitate, când era pentru interesul mai multor persoane. Lista pe care am făcut-o, că m-ați întrebat de listă, m-am orientat în așa fel, și aici fac o paranteză. Nu suntem niciunii, cum să spun, pătrunși, nu știu cum, ideologic de ideologia Partidului Național Țărănesc, Creștin și Democrat. Mulți au bătut multă monedă pe aceasta. Personal am ajuns absolut, și am mai spus-o, absolut din întâmplare aici, însă mi-a plăcut în acest partid. De ce? Pentru că am avut independență totală, am făcut așa cum mi-a dictat mie conștiința. Și iar ceilalți oameni care sunt pe listă, fie sunt vechi membri ai acestui partid, fie s-au înscris acum. Deci nu avem absolut niciun traseist pe lista noastră, pe care pot să mai amintesc. Câțiva măcar. Da, pe cei din prin față, da. Locuri. Este vorba de domnul Socol, domnul profesor de educație fizică. Mulți făgărășeni au fost elevi. El a înființat și un mare iubitor al muntelui, a înființat și clubul, membru fondator al clubului Transmont, și de asemenea a implicat în viața socială a Făgărașului. El a intrat în PNTCD, mi-a spus mie, și în memoria fiului său. Știți că a avut acel groaznic accident în urmă cu ceva timp, în care, din păcate, și-a pierdut viața fiul dumnealui, și el era membru al PNTCD-ului, băiatului, și în memoria lui și-a dat și el acordul să fie pe lista noastră. De asemenea, frăteanul Ioan,
Am fost cu el, știu de foarte multă vreme, are și cetățenia americană, este profesor de istorie și în același timp unul dintre cei mai buni specialiști, restaurator și specialist în numismatică. Pot să spun fără nicio reținere că cel puțin în numismatică și în restaurare este cel mai bun din țară. Pe domnul Popa nici nu mai trebuie să-l mai prezint, că s-a prezentat dumneavoastră. Apoi este Dana Onciu. Este fiica preotului Onciu, este director la o firmă belgiană, cu capital belgian, de aici din România, de o modestie și rar întâlnită și de o inteligență rar întâlnită, foarte organizată, conduce bine unitatea pe care o conduce. Și măcar mai pe Benzi Adrian, care la o unitate destul de mare din Victoria, la Purolight, iară cu capital străin, este manager de întreținere. Domnul Ciprian Florea mai este și Beleaua Ioan, iară ca să-l amintesc, dumnealui a lucrat în combinat, un familist extraordinar, fiica lui va fi probabil, chiar îmi spunea zilele trecute, va veni, dorește să vină în Făgăraș și va fi unul, deci singurul medic specialist ortodont în Făgăraș. Să intrăm în subiect. Care credeți că sunt așteptările oamenilor, domnul Constantin Popa, de la viitorul primar? Nu spun nicio noutate în ceea ce o să spun acum. Lumea este foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă. Și e dezamăgită pentru că lucrurile elementare, nu cere nimeni peste noapte să se facă lucruri fantastice. Este o înțelegere pe care tot electoratul o are, de la jos și până la sus. Sunt oameni care cer foarte puțin de la cei care ne conduc. Ei, și acel puțin nu se rezolvă. Și ce este mai dureros este că în ultima sută de metri, pe ultima sută de metri s-au găsit și bani, s-au găsit și asfalt, s-au găsit și borduri, s-au găsit și tot de toate, s-au găsit și bani în principal, timp de 3 ani jumate, 4 ani nu s-a făcut nimic. Așteptările electoratului, m-ați întrebat, eu vi le pot spune, pentru că, așa cum spuneam și înainte de emisiune, eu am un electorat eterogen, nu știu cine și în ce cartiere sunt oamenii, dar peste tot în cartierele mărginași ale Făgărașului, oamenii o duc foarte rău, o duc foarte prost. Este vorba de așteptarea de ani de zile să se schimbe conductele de apă potabilă. E vorba de canalizare, care este praf făcută în toate cartierele orașului. E vorba de instalațiile de gaz, care când ți-e lumea mai dragă, se întâmplă, noroc că băieții de la gaz sunt foarte vigilenți și nu se întâmplă minuni mai mari cum s-au întâmplat în alte orașe. E vorba de instalațiile de cablu, e vorba de instalațiile de telefonie, care sunt toate așa atârnă prin Făgăraș, acum și cu bannerele astea, care sunt bannere de mii de euro afișate de către partide, nu spun că nu știu de unde au banii, că eu știu de unde au banii. Toate astea ar fi trebuit să constituie o preocupare pentru cei ce conduc acest oraș, ca să cât de cât o străduță, o stradă, două, trei, să încep cu ceva. Ei, ghinionul este că... Cu ce aș începe dumneavoastră, spre exemplu? Păi cu ce aș începe? Primul lucru cu care aș începe ar fi că aș lua o stradă, spre exemplu, o străduță de 50 de metri, de 100 de metri, indiferent unde. Aș înlocui instalația de apă. Se tot spune că vine apa Sibiu, că va face, că va drege. Mă rog, poate că nu este momentul, poate că mă grăbesc eu în a spune, dar aș face instalația de apă, instalația de canalizare, da? După aceea, instalațiile de cablu și toate celelalte băgate la pachet în dedesubt, borduri, ridicările de gur de canal la nivelul asfaltului și asfaltarea. Și aș mai face ceva foarte important, doamna Palade. Tot se laudă că aduc investitori și că fac nu știu ce și vine nu știu ce firmă de nu știu unde, din Belgia, din Franța, din Germania. Doamna Palade, atâta este de lucru aici în Făgărașul ăsta, încât firmele care sunt aici în Făgăraș se plâng tot timpul că sunt săltate, sunt sărite și sunt aduse pentru lucrări care se fac în oraș, aduse firme din altă parte. De ce? Primul lucru care l-aș face, sau al doilea, că primul l-am spus, al doilea,
aș organiza licitație numai cu firme din Făgăraș. Ne poate spune domnul Mihai Maga, pentru că este consilier local, din acest punct de vedere, cam cum s-a lucrat cu ghilimele de rigoare? Cum considerați că s-au rezolvat aceste probleme despre care vorbește domnul Constantin Popa? Deci, în orice legislație s-au făcut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Acum, da, eu în primul rând aș critica lipsa de transparență. E mai greu un pic ca să spui un pic forțat, domnul Popa, ca să spui că faci licitație numai cu cei din Făgăraș. Nu poți face acest lucru pentru că pot veni și ceilalți din... Însă la lucrări mai mici de 15.000 de euro, acolo poți să încredințezi direct firmelor făgărășene care se dau la, ca să le dai de lucru. Sau să faci licitația așa cinstit și atunci normal că firmele făgărășene ar avea câștig de cauză pentru că sunt aici, nu trebuie să plătească deplasări și așa mai s-a și așa invocat mai și... proasta calitate, v-am întrebat da. Puțin a lucrărilor. De câte ori da. Am întrebat și am solicitat da. Informații la primărie referitor la ce spunea domnul Popa mai înainte, referitor la ceea ce au spus de-a lungul vremii cei care au venit în studio la emisiuni, da. S-a invocat calitatea proastă a lucrărilor efectuate de anumite firme despre care vorbeați. Deci când faci un caiet de sarcini, trebuie să prevezi acolo niște condiții minime. Ori dacă el nu îndeplinește acele condiții minime, că de multe ori se invocă și domnule, n-am ce face, trebuie să aleg prețul cel mai mic. Pentru că, păi alegi prețul cel mai mic, da? În respectând anumite condiții de calitate. Și dacă el nu respectă acele condiții de calitate, nu poate adjudeca lucrarea, iar dacă a adjudecat și a făcut-o prost, trebuie să o refacă. Aici și eu sunt de acord. De exemplu, la noi am văzut pe strada principală, pe doamna Stanca, pe DN1, pe margine borduri care au fost puse, cred că în toamna trecută deja încep să se mănânce. Deci, incalificabil așa ceva. Un lucru e cert, ați invocat un subiect extrem de important și pe care eu îl invoc de fiecare dată când în acest studio vin candidați. Locurile de muncă sunt esențiale pentru făgărășeni, da. Domnule Popa. Prezentându-ne CV-ul dumneavoastră înainte și spunându-ne despre activitatea pe care ați desfășurat-o o viață pe platforma chimică făgărășană, iată, care a fost năruită marea majoritate a secțiilor și așa mai departe, cum vedeți ce șanse mai are acest Făgăraș să beneficieze de locuri de muncă? Ce șanse mai au făgărășenii să se afle în atenția celor care o să vină să ne conducă orașul? Părerea mea este că, așa cum am spus înainte, cu toate că domnul Maga a fost mai parțial de acord cu ce am spus eu, părerea mea este că nu te trimite nimeni să iei legătura cu firme de la Giurgiu sau de la Bârlad. De acord cu lucrul ăsta. Firmele din Făgăraș, eu am luat pulsul și acestor oameni, sunt oameni care abia așteaptă să primească niște lucrări, dar de fiecare dată s-au lovit de un zid că a venit altcineva cu un preț mai bun, cu la licitație au fost în față, uitând să spună un singur lucru, și asta nu este de la mine, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, dar pe toate canalele media se stipulează și se spune, eu încă o dată spun, fără a acuza pe cineva, pe toate canalele media se spune că a ajuns la lucrări de execuție la nivelul orașelor din România șpaga să fie 80% din preț. Restul lăsați dumneavoastră să înțeleagă populația, să înțeleagă oamenii care ne ascultă despre ce este vorba în propoziție. Eu nu duc subiectul mai departe, îl las în suspans. Dar dacă pe canale media centrale se spune că s-a ajuns de asemenea manieră încât șpaga să reprezintă 80% și numai 20% costul lucrării, vă las pe dumneavoastră și telespectatorii să judece. Aici este toată argumente, eu nu pot să dau, eu spun ce se spune pe canal media, da? S-a ajuns în România la șpagă de 80%, s-ar putea ca la Făgăraș să fie 0%, nu știu. Dar atunci cum este explicabil că vin firme de peste tot și firmele făgărășene nu pot să ajungă la nicio lucrare? Revin la Mihai Maga, fost
actual și își dorește viitor consilier local în Consiliul Local Făgăraș, foarte pe scurt, da. Mihai Maga, potrivit legii transparenței decizionale, dacă pot să spun așa, fiecare cetățean al orașului poate să meargă, să ceară socoteală așa este, factorilor de decizie. Câți oameni s-au dus, câte firme s-au dus. Foarte bine a sesizat acest lucru. Eu de regulă ați văzut nici în emisiuni, m-am ferit să îmi critic colegii de Consiliu. Nu este corect să mă apuc eu să critic că ăla-i slab, ăla-i bun, eu sunt cel mai bun și restul nu. Nu, niciodată nu mi-am criticat colegii de Consiliu. Însă totdeauna am spus acest lucru, că nu există transparență. Dacă vă spun că eu ca și consilier, foarte greu, chiar când am insistat tare, am obținut anumite informații. Acelea îmi trebuie publicate. Deci ce să... Ce să obțină un cetățean, un cetățean ca mine. Eu nu știu că nu sunt acolo. Nu suntem cetățeni de resort, dar eu eram acolo în Consiliul Local și unele dintre ele foarte, foarte greu le-am obținut și eu informații. Fac o scurtă paranteză și după aceea epuizăm acest subiect. Cineva îmi povestea un model din Germania, spre exemplu, primarul pleca în diferite deplasări în interes de serviciu, cetățenii, o parte dintre cetățenii care erau mai responsabili, mergeau și cereau toate documentele, inclusiv de conturile privind. Ce părere aveți? Așa ar trebui să și fie. Și scopul și durata vizitei, cum se spune. Așa ar trebui să fie. Doamna Palade, eu zic că nu trebuie să ne ducem în Germania. Nu, dar să preluăm modelul. Da, eu cred că avem modele și în România. Nu știu dacă n-am mai spus în emisiune la dumneavoastră. Am fost de două ori la Cluj și am trecut prin orașul Târnăveni, care a fost o cenușăreasă a României. A fost un oraș sumbru, un oraș urât, un oraș murdar. Dacă vă duceți acum să-l vedeți cum arată, nu vă vine să credeți că România poate exista așa ceva. Ziceți-mi ce exemplu a preluat acel edil al orașului. Cum credeți? Haideți eu să cred facem că omul s-a fie... ocupat de treabă. Nu știu, eu așa spun, că în situații din astea, dacă tot am adus discuția pe planul ăsta, dacă ești trup și suflet pentru ceva și vrei să faci ceva, acea secție a mea pe care am condus-o a fost o secție model. Și a fost secție model și toată lumea îmi spunea, dar de ce numai tu? Și ce mai e acolo? Acolo o ruină este. Totul s-a furat și totul s-a năruit. Dar vreau să spun că dacă vrei să faci ceva, și soția mea are un slogan pe care îl spune mereu, dacă vrei, poți. Să vrei numai să faci. Și o să spun aici ceva care poate să-i deranjeze pe ceilalți competitori la primărie. Se pare că sunt singurul care n-am treabă. Sunt singurul care pot să mă ocup de treburile obștei. Pentru că restul sunt oameni care au treabă și când ești ocupat și ai treabă cu o altă problemă, ești patron, ești ce ești, fiecare, nu? Care concurează la... Da? Omul se ocupă de problemele lui, cum să se ocupe de problemele urbei? Acel primar de la Târnăveni este un om extraordinar. Am auzit, nu l-am cunoscut, dar mi s-a spus despre el. E un om care nu doarme, zi și noapte este pe teren, zi și noapte se ocupă de oraș. Arată orașul ca o grădină. Da. Duceți-vă la Brașov, acel primar, Scripcaru, care este acum, este el, că toată lumea zice de Scripcaru, că a făcut afaceri, că a făcut, mă rog, este un oraș extraordinar, poate cel mai frumos oraș din România. De ce nu luăm exemplu? Haideți să trecem în revistă Făgărașul, domnul Maga, așa cum îi adresasem întrebarea domnului Constantin Popa, ce ar face dânsul pentru Făgăraș. Haideți să trecem în revistă principalele probleme ale orașului. Păi, principalele probleme ale Făgărașului ar fi, în opinia mea, următoarele. În primul rând, asfaltul. Iată că și acum, cu toate eforturile pe care le face pe ultima sută de metri primăria, multe, foarte multe străzi sunt pline de gropi. Mulți dintre cunoscuții mei mi-au reproșat lucrul acesta. Mă, ce faceți acolo în Consiliu? Uite, sunt pline de gropi străzile orașului. Deci ăsta ar fi un. După aceea, o problemă spinoasă a Făgărașului este ecotermul. Să vedem cum se va rezolva. O altă problemă este... Și aici... Nu, rămânem puțin la ecoterm. Adică cum? La ce vă referiți când ziceți cum se va rezolva? Va fi pusă pe butuș? Va fi scoasă la lumină iarăși? Eu sper că nu, pentru că este păcat ca o bijuterie tehnică, pentru că asta este ecotermul, o bijuterie tehnică la nivel european
să ajungă, să ajungă în ruină. Ce soi de management trebuie acolo? Păi trebuie în primul rând un management performant. Nu pot spune că au existat și motive obiective că s-a ajuns în acea situație. Numai faptul că cei de la guvern n-au dat 18 miliarde atunci când au trebuit, a fost o mare piatră legată de gâtul Ecotermului. Pentru că, să știți, cu toate debranșările, dacă Ecotermul primea acei bani atunci când trebuia să-i primească și n-ajungea la aceste penalități, astăzi el era pe profit. Pentru că una este și acasă, când îți spune cineva, măi, cumpără, știu, uite, îți dau atâția bani și cumpără-ți cărămizi, că vrei să faci o casă. Și la urmă, că te voi subvenționa eu din cât costă cărămida, să zicem 10 lei, 4 lei îți dau eu. Și zice, băi, cu 6 lei poți să cumpăr atât. Și când ai cumpărat cărămida, zice, băi, nu mai pot să-ți dau banii, descurte-te cum știi. Aveți pârghile necesare de atragere de fonduri pentru acest Ecoterm? Mă întrebați ceva ce nu vă pot răspunde. Eu, în niciun caz, și fac o acoladă, fac o colire, dar eu știu doar atâta, că Ecotermul este o instalație, are niște instalații extrem de performante la nivel european, că nu degeaba s-au făcut în anii 90, atunci când s-au făcut. Eu n-am datele necesare. În momentul în care m-am angajat, vă răspund încă o dată, cu aceeași franchețe, în momentul în care m-am angajat la această cursă, dacă voi câștiga, nu dau vina pe nimeni. O să pun mâna pe ce trebuie, pentru că sunt tehnician, sunt specialist, am lucrat în acest domeniu și o să văd de unde pleacă necazul. Pleacă de la neplata obligațiilor care le au cetățenii, de la neprimirea unor bani de nu știu unde, de la nepriceperea managerului. Studiu de caz, cu alte cuvinte. Bineînțeles, asta o să văd după. Nu, eu le promit făgărășenilor, le promit că nu le promit nimic. Vă rog să mă înțelegeți. Nu pot să le spun că le dau marea cu sarea. Am fost un tip pragmatic, un tip care totdeauna m-am orientat în momentul respectiv și la locul respectiv. Știu ce am de făcut, am condus mii de oameni și știu ce trebuie să fac și dacă voi ajunge acolo și dacă prin absurd presupunem că nu voi putea să rezolv tot ceea ce mi se ivește în față, toate problemele care sunt, ca executant vorbesc, pentru că Consiliul va fi cel care va trebui să ordoneze și să spună ceea ce trebuie să facă, voi avea capacitatea și calitatea și decența să mă retrag și să spun, v-am promis degeaba, v-am mințit, cu toate că n-am promis nimic aici, în emisiunea asta n-am promis nimic, v-am mințit, ca atare eu mă retrag, îmi dau demisia pentru că nu sunt în stare să fac, nu stau acolo degeaba numai ca o păpușă ca să fiu primarul Făgărașului. Nu, acest lucru nu-l voi face niciodată. Am înțeles, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Ultimele două întrebări, una pentru domnul Mihai Maga, una pentru domnul Constantin Popa. Considerați că participarea PNCCD pe liste proprii este benefică în actuala conjunctură politică? Da, este benefică și vă spun și de ce. Pentru că noi avem independență totală și de la Brașov și de la București. Am putut vota așa cum ne-a dictat nouă conștiința. Și mă bucur că am reușit să intrăm în competiția electorală și rog pe făgărășeni să citească cu atenție lista noastră, să vadă că toți suntem oameni curați, care vrem să facem bine Făgărașului, așa cum am spus și înfluturașii noștri, noi n-am venit aici să distrugem și să jefuim. Noi am venit să facem bine Făgărașului și să ajutăm făgărășenii. Un mesaj pentru membrii și susținătorii PNCCD. Și pentru cei care vă privesc. N-aș zice că sunt numai susținători pe NCCD. Eu am, așa cum v-am spus, un electorat eterogen, un electorat care se întinde pe toată suprafața orașului Făgăraș și nu numai. Pentru că voi candida și ca
și consilier la Consiliul Județean și pentru asta oamenii din toată țara Făgărașului, de la Șinca și până la Arpaș, mă cunosc și mulți dintre ei mi-au dat girul și au spus că o să mă voteze pentru ca să ajung în Consiliul Județean. Mesajul meu este sub o siglă. Da, sigur. Mesajul meu este: oameni buni, prezentați-vă la vot, nu mai stați în expectativă, pentru că după ultimele sondaje se pare că numai 38% din dumneavoastră doriți să participați la vot. Este foarte puțin. Foarte puțin. Prezentați-vă la vot și spuneți-vă părerea. Alegeți oameni care sunt competenți, oameni care au făcut ceva la viața lor și nu vă lăsați seduși de sigle și de bannere și de tot ceea ce... Eu consider că astea sunt niște cheltuieli făcute degeaba și ar trebui la un moment dat să se spună și de unde sunt acești bani, pentru că este o pradă nemaipomenită. Am auzit că un banner din ăla costă 1500 de euro. Este ceva fantastic. E sume care la care eu nici ați auzit, dar nu știți prețul exact. Păi, nimeni nu poate să știe cu ce și am auzit că la metru pătrat sunt niște sume care sunt un metru pătrat, costă 7, 8, 10 euro. Așa am auzit. Nu și Mihai exact. Maga, la fel ca și mine, știe că toate costurile de campanie se dau după alegeri. Conform legii, așa că deja... Da. Noi nu suntem implicați în această treabă și ca atare le transmit și susținătorilor, prietenilor mei, colegilor, tuturor celor care au lucrat în combinat și nu numai, și celor din Făgăraș care mă cunosc foarte bine, îi invit pe toți să vină la vot și să ne susțină, pentru că nu vor fi dezamăgiți. Nu-i voi dezamăgi, nu voi dormi zi și noapte să-mi fac datoria. Așa am fost și în fabrică, așa voi fi și în continuare. Am această calitate, această capacitate. Reagan a ajuns președintele Statelor Unite la 75 de ani și a scos America din recesiune. Eu vreau să ajung primarul Făgărașului la 70 și ceva de ani și vreau să scot Făgărașul din mocirlă. Pentru că este o mocirlă ceea ce este aici. Nu știu de ce și n-am reușit niciodată să aflu care este adevărata situație. Mulțumesc, mult succes în continuare în această campanie electorală și ne vom revedea cu siguranță. Și eu vă mulțumesc, noi vă mulțumim frumos și ați observat că suntem un partid care suntem corect și cinstit, nu facem atacuri la nimeni, vrem să facem bine pentru viitor și avem dreptul să conjugăm verbul a face la viitor, ceilalți trebuiau să-l conjuge la trecut și la prezent. De asemenea, doresc, îi rog pe făgărășeni să vină la vot, să citească cu mare atenție lista la toate partidele și să voteze pe cei pe care cred că vor face ceva pentru Făgăraș. Succes încă o dată, doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv. O seară plăcută tuturor!